Pentru pești, este o lună nouă care și pe ei vizează foarte mult și ea are legătură cu curajul de a începe un proiect nou care e foarte vizibil, îi expune foarte mult. Ca și fecioarele și peștii au un test de dat în aceste zile și la această lună nouă de implicare, de vizibilitate, de expunere. Nu e comod, nu pot fi ascunși, discreți, în surdină, trebuie să facă lucrurile bătând toba, au nevoie de public, trebuie să se gândească la utilitatea muncii lor și la beneficiile pe care le pot aduce în viața celorlalți, indiferent ce și-au propus să facă. Motivația principală nu o reprezintă banii în acest moment, nici nu trebuie să se bazeze pe bani. Marte este și așa retrograd acolo și așa va fi într-o poziție dificilă până în ianuarie, anul următor. Ce motivează pe pești este utilitatea muncilor. Pe cine ajut prin această muncă? Și nu mai lasă, nu dacă ei sunt pregătiți, dacă au tot ce le trebuie, dacă e momentul potrivit, să nu mai stea în angoasele astea și în anxietățile astea, să se gândească la ceva ce vor să facă și li se potrivește și să se gândească la utilitatea muncilor. Pe cine pot face fericiți sau cine ar avea nevoie de munca lor? Cine s-ar putea bucura? Pe cine ar putea salva? Această idee le dă mai mult curaj și mai mult aplomb. Deci accentul cade pe calitatea muncilor sau utilitatea muncilor și în viața celorlalți. Asta îi ajută să se mobilizeze.